Începând cu 2023, micro-întreprinderile fără angajați vor trece automat la plata unui impozit de 16%, în loc de impozitul pe venit de 3% pe care îl avem acum. Și ca să-ți răspund la întrebare, nu este obligatoriu să ai un angajat. Dacă vei avea un angajat, o să plătești impozit pe venit de 1%, iar dacă nu ai un angajat, vei plăti impozit pe profit de 16%. Hai să facem și un calcul unde vei vedea diferența de impozite. Să zicem că într-un an ai reușit să faci o cifră de afaceri de 100.000 de lei, iar profitul estimat ar fi de 25.000 de lei. Cum poți vedea mai jos, cu un angajat în firmă pentru 12 luni, vei plăti impozit micro plus taxe angajați cu un total de aproape 14.000 de lei. Acum hai să ne uităm și în dreapta. Aici putem vedea că dacă nu vom avea un angajat, impozitul pe profit de 16% din 25.000 de lei profit va fi de 4.000 de lei. Acum, cel mai interesant, hai să punem 0 angajați pentru tot anul. Bun, vedem că impozitul micro de 3% care va fi înlocuit la anul față de impozitul pe profit de 16% care va fi aplicat începând cu anul viitor este mai puțin cu 1.000 de lei. Deci, practic, nu e o diferență foarte mare.